Următorul licean este elev la Colegiul Național de Artă din Ulipati și are deja două premii în palmares. Este un suflet care a trecut prin multe greutăți ale vieții, dar a rămas optimist și muzica l-a salvat din totdeauna. Deși nu s-a pregătit niciodată pentru muzică, Constantin este printre cei mai buni elevi al liceului din Ulipati la canto clasic. Când avea 6 ani, mama s-a plecat cu el în Austria în speranța unei vieți mai bune. După 7 ani, Constantin s-a reîntors în România, singur și locuiește cu bunicii. Tatălui Constantin nici măcar nu știe ce copil talentat are, dar poate o să-l vadă astăzi la România Câștigă și poate va veni să-l felicite personal. Constantin Trașcă! Nu-l mai prezentăm pe domn profesor, dar îl salut în același timp. Vă invit la pian, lângă o frumoasă domnișoară care o să vă dea pagina. Am învățat deja, prietenul meu. Hai să vedem înainte de toate, Timea, cine bunica sunt susținătorii. Lui. Cine e susținătoarea, bunica, de bunica. Fapt? Bunica. Bunica, sărmâna. Da. Bine v-am găsit. Bunica, știu despre dumneavoastră că toată viața i-a stat alături. Este adevărat? Da. Da? Da. Sunteți cel mai mare sprijin, cel mai puternic sprijin al lui. Da. Trebuie să spunem despre el că a fost crescut de bunica și celelalte rude din preajmă, pentru că mama lui este în Austria. Așa este, așa bunica, așa este? Da. Și cum i-ați descoperit talentul? Sau cum v-ați hotărât? L-ați forțat? N-avea niciun talent, dar a zis, hai Dumnezeu, să-l dăm și noi să facă și el ceva nu, acolo. Nu, nu, muzică. Nu. Dar cum? Datorită... Când a dat capacitatea, a dat aptitudine și la muzică. Și întâmplător a găsit-o pe doamna profesoară Cristina Măgbreanu de la liceu și a dat o probă și a zis că să vină dacă e la repetiții. La care noi n-am știut că poate să ajungă așa sau nimeni din familie nu... Așa bunică, cred că și-ar dori da. Toată lumea să aibă grijă de tine, să fie alături de tine mereu. Da, deci dacă am văzut că are progrese, am zis, hai să-l susținem din de unde, de unde, cum, concursuri și tot ce-i trebuie. Vă felicit, că... e costisitoare meseria asta, bunica, dar i-ați dat și mult să mănânce, o constat. Iertați-mă că vă spun atât de direct, așa a fost? Nu, cred că mănâncă, am spus, atât de mult, pe cât cred că e pe bază de stres. Muncește s-ar putea, foarte mult. Bulimie de stres sau așa sunt cântăreții de operă mai voluminoși pentru că trebuie să alimenteze mai boșogii, cum se așa, spune. Așa, așa. Ești pregătit să cânti, Constantin? Da. Mamma mia, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo belli che ho fatto io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania dei 131, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003, ma fa queste contadine, cameriere cittadine. Van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van doni, doni grado, doni forma, doni età, doni forma, doni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma... Spagna, ma in
Spania son già mille tre, mille tre, mille tre. Ma fa queste cotadine, cameriere, cittadine, a contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vandoni, doni, gravo, boni, forma, boni, età, boni, forma. La piccina, signor vezzoso, signor vezzoso, signor vezzoso. Dominante e la gioia principiante non si picca se si arricca, se si brutta, se si bella, se si arricca, brutta, se si bella. Doamnelor și domnilor, a fost Constantin Trașcă, te felicit, care a participat la această gală extraordinară, această gală de excelență a tinerilor liceeni care reprezintă viitorul României în muzică, în dans și, sper, în toate celelalte. Bine? A fost bine? A fost bine, da. Hai să vedem ce spune juriul. Doamna Felicia Filip. Sigur, ar fi foarte multe de spus, timpul nu ne permite. Vocea este foarte frumoasă, la fel și apariția. Muzica este muzică de filigran, trebuie avut mare grijă. Repeți de foarte multe ori un cuvânt și de fiecare dată trebuie să aibă o altă încărcătură, altă culoare, nu?
o altă nuanță. Sigur, este foarte bine ce ai făcut. Îți doresc să ajungi acolo unde am văzut că te-ai fotografiat la un moment dat, adică chiar să cânți pe scena operei din Viena. Mulțumesc. Bravo! Domnul Gioe Dalvare! Eu consider că el e un artist excepțional. Văd un viitor strălucitor pentru el. Are și expresivitate care cred că este foarte important. Și cred că nu lucrează de mulți ani. Cred că sunt vreo 2 ani că cântă, nu? Cât? 2 ani, da. 2 ani. Este extraordinar. Dacă v-a plăcut de Constantin cum a cântat, trimite SMS la 1272 cu numele Constantin și îl puteți trimite și pe el în marea finală din 10 iulie. Aveți timp până joi la ora 12.